Ondei cu numărul 4 din play-off-ul Superligii României. În Giulești, Rapid o întâlnește pe Șepși Oeșca Sfântu Gheorghe. O partidă în care se întâlnesc ultimele două clasate în ierarhia play-off-ului. Rapid, poziția 5-a, 28 de puncte, Șepși, locul 6, 24 de puncte. Rapid, singura formație fără punct câștigat în primele 3 runde din play-off. 3 înfrângeri consecutive care au dus-o pe formația lui Bergodi departe de obiectivul stabilit înainte de startul play-off-ului, acela de câștigare al campionatului. Nu de alta, dar după sezonul regular, distanța, diferența dintre FCSB și Rapid era de doar 4 puncte. În acest moment, după victoria FCSB-ului obținută ieri seară la Cluj-Napoca pe terenul celor de la CFR Cluj, distanța este de numai puțin de 16 puncte. Este clar, nu mai putem vorbi de șanse la titlu pentru giuleșteni, dar partida din această seară cu Șepși este foarte importantă pentru îndeplinirea celui de-al doilea obiectiv al giuleștenilor din acest sezon, participarea într-o cupă europeană în viitoarea ediție a confruntărilor continentale. De partea cealaltă, Șepși Oeșca Sfântu Gheorghe are două rezultate de egalitate obținute în primele două runde din play-off pe teren propriu în ultimele două jocuri, același rezultat 1-1 împotriva formațiilor CFR Cluj și Farul Constanța. Rapid vine după acea partidă de uitat cu siguranță pentru suporterii giuleșteni, acel 1-4 tot aici în Giulești în fața CFR-ului din Cluj-Napoca, o înfrângere foarte, foarte grea, digerabilă pentru întreaga suflare rapidistă. Iar urmările se văd cel puțin în primul 11 al gazdelor, numai puțin de 8 modificări făcute de Cristiano Bergodi față de startul partidei cu CFR Cluj. Sperăm la o partidă interesantă, chiar dacă, atenție, ultimele 3 dispute directe dintre Rapid și Șepși s-au terminat cu același rezultat. Fără goluri, 0-0. Două astfel de rezultate în sezonul regular, atât aici în Giulești, 14 iulie 2023, cât și la Sfântu Gheorghe în 10 noiembrie anul trecut, adăugând aici și ultima partidă din play-off-ul ediției trecute de campionat, tot în Giulești, un alt 0-0 în aceeași ediție de campionat, tot în play-off, Șepși se impunea pe teren propriu 2-0 în fața Rapidului, așadar giuleștenii au în acest moment 4 partide fără gol marcat în fața echipei Covăsne. Meciul din această seară va fi arbitrat la centru de Florin Andrei din Târgu Mureș, asistat la cele două margini de Mircea Grigoriu și Adrian Vornicu. Al patrulea oficial, Andrei Antonie, în cabina VAR, Iulian Dima și Florian Vișan. Suntem pregătiți pentru un podcast live audio marca Flash Score de la partida dintre Rapid și Șepși Sfântu Gheorghe. Știți deja aceeași poezie pe care vă repetăm de fiecare dată înaintea disputelor și chiar în timpul disputelor din Superliga României. Nu este comentariul oficial al partidei mai sus menționate, ci este un podcast marca Flash Score pentru a-i respecta pe deținătorii de drepturi, dar suntem siguri că de fiecare dată veți fi alături de noi și veți afla cele mai interesante, cele mai importante amănunte de la partida din Giulești. De aici și speranța mea și a noastră de a vă putea oferi faze interesante, faze notabile și, de ce nu, chiar goluri, asta în condițiile în care, o reamintesc încă o dată, ultimele 3 dispute dintre Rapid și Șepși s-au terminat cu același rezultat 0-0. Dar privind formațiile trimise în teren de cei doi antrenori, sunt modificări, sunt schimbări, dar sunt sigur rapidiștii își doresc o evoluție care să facă uitată partida din etapa precedentă pe teren propriu cu formația clujeană CFR.
Haideți să vedem și echipele de start trimise în teren de cei doi antrenori. Cristiano Bergodi, un 4-3-3 în această seară. Marian Ioani în poartă, pe linia de fund Răzvan Onea, Cristi Săpunaru, Paul Iacob și Andrei Borza. La mijloc, Iacob Romada, Răzvan Oaid și Florent Hasani. În față, Ermal Krasniki, Albion Rahmani și Claudiu Petrila. De partea cealaltă, Bernd Storck începe partida din Giulești, avându-l pe Roland Nițui. Între buturi, pe linia de fund, Darius Oroian, Denis Ciobotariu, Acoș Kecheș, Andres Dumitrescu, o linie de 5 mijlocași, Nicolae Păun, Kevin Vargo, Șerif Calacu, Isnic Alimi, Florin Ștefan, iar în față Pavel Șafranco. Pe foile oficiale de joc pe care formațiile le pregătesc înainte de startul partidei și ajung și la reprezentanții mass media, formula de joc a Cobăsnenilor arăta un 4-1-4-1, dar sincer sunt curios de poziția pe care o va ocupa Florin Ștefan, trecută pe acea foaie oficială de joc mijlocaș stânga. Există întrebări legate de poziția pe care va evolua acesta. S-ar putea să fie chiar în centrul defensiv alături de Kecheș și Ciobotariu, cu Oroian și Andres Dumitrescu avansați în zona de mijloc, Nicolae Păun în fața apărării, iar Isnic Alimi în spatele lui Pavel Șafrancu. Vom vedea, bineînțeles, pe parcursul partidei și vă voi transmite orice modificări de așezare pentru cei aceia dintre dumneavoastră care sunteți curioși de felul în care arată cele două formații. Rezerve în această seară pentru Rapid, portarul Drăghia, apoi Brown, Cristea, Dragoș Grigore, Bădescu, Emers, Cepoi, Elsaui, Funșo, Bangboie, Cârjan, Burmaz și Gabriel Gheorghe. De partea cealaltă, o situație de avarie, aș putea spune, în condițiile în care Șepși aliniază doar 8 rezerve pentru partida din această seară. Portari Dinu Moldovan și Ghedu, apoi Mariu Ștefănescu, Oteliță, Aganović, Bațula, Roland Vorgă și Debeliuh. Ne pregătim de startul partidei din Giurești. În ciuda rezultatelor mai puțin favorabile din ultima perioadă, suporterii giuleșteni sunt din nou alături de echipă. Cert este faptul că tribunele nu sunt la fel de pline așa cum ne-am obișnuit la partidele pe care Rapid le dispută pe teren propriu, dar o asistență destul de numeroasă și în această seară pe stadionul Giulești. Meciul a început, o primă întrerupere deja în secunda 15 a partidei. A fost un duel pentru minge între Borza și Pavel Șafranco, o minge trimisă în față către vârful slovac. Borza a protejat această minge pentru unul dintre echipierii săi. Șafranco s-a lovit de lateralul stâng al Rapidului, a căzut, dar nu a avut nevoie de intervenția echipei medicale. După ceea ce s-a întâmplat ieri seară la partida dintre Dinamo și Poli Iași, cu jucătorul Iașului suferind o accidentare foarte, foarte gravă, cred eu nimeni nu-și dorește repetarea acelei situații. Minutul 2 al partidei din Giulești, după cum au început cele două formații, sperăm la o partidă agreabilă, intensă. Uitându-ne pe clasament, aș putea spune niciuna dintre echipe nu mai are absolut nimic de pierdut, dar Rapid, în cazul unei victorii,
unui prim succes în play-off, în partea a doua a campionatului, ar acumula 31 de puncte și ar urca o poziție, ar depăși-o pe Farul Constanța și ar fi la egalitate cu CFR Cluj, Universitatea Craiova. În condițiile în care bănuiesc eu, intenția giuleștenilor este de a termina pe poziția a doua a clasamentului, o poziție care dă dreptul la o participare în preliminarele din UEFA Conference League. Un loc 3 nu îți garantează această prezență la vară în preliminarele competițiilor europene și asta dacă ne gândim la semifinalele din Cupa României, semifinale care sunt programate chiar în această săptămână, meciuri interesante, meciuri care ar putea da o participantă surpriză din Cupa României în cupele europene, dar toate la timpul lor. Vă spuneam, suntem în runda a patra din play-off, două partide s-au disputat deja, Universitatea Craiova, Farul Constanța 1-2 și CFR Cluj FCSB 0-1. În acest moment lider este FCSB, 44 de puncte, 4 victorii obținute în play-off din tot atâtea partide, locurile 2 și 3, CFR Cluj și Universitatea Craiova, ambele 31 de puncte, Farul Constanța 29 de puncte, Rapid 28, Șep și Sfântul Gheorghe 24 de puncte. Așadar, o diferență de 13 puncte între lider și următoarele clasate, 2 sau 3, asta în cazul în care Rapid se impune în această seară, cu 6 runde rămase până la finalul sezonului, 18 puncte, aproape imposibil de a mai fi detronată FCSB din fotoliul de lider și cucerirea unui titlu de campioană așteptat de 9 ani din 2015. Suntem neutri ca de fiecare dată, vorbim de fotbal, vorbim de Superliga, vorbim de sport, nu ținem partea niciuneia dintre formații, dar fiind acest format de podcast oferim foarte multe informații și bineînțeles facem referire și la situația la zi din clasament, acolo unde FCSB este lider, iar în cazul în care în etapa viitoare, runda 5-a, ultima din turul play-off-ului, FCSB va câștiga în fața Rapidului, meci programat în 20 aprilie, așadar sâmbătă, în această sâmbătă de la ora 20:30 pe Arena Națională, iar celelalte două formații, Universitatea Craiova și CFR Cluj, nu se vor impune, nu vor câștiga partidele din runda 5, atunci FCSB poate câștiga titlul încă din etapa 5, așadar cu 5 runde înainte de final, indiferent de ce se va întâmpla în partida de sâmbătă între FCSB și Rapid. Titlul este clar, a contat și nu o spun doar eu, o spun toți specialiștii pe care îi vedeți sau îi ascultați înaintea sau după partidele din Superliga României. Între timp am ajuns în al 6-lea minut al partidei din Giulești, egalitate în continuare între Rapid și Șef și Oișca Sfântul Gheorghe. Ne mai uităm puțin pe disputele directe dintre cele două formații, meciuri disputate în Superliga României între Rapid și Șep și 9 la număr, 3 victorii pentru gazdele din această seară, un succes pentru Șep și alte 5 rezultate de egalitate înregistrate între Rapid și Șep. Și prima partidă a avut loc în octombrie 2021, un rezultat de egalitate la Sfântul Gheorghe, un 2-2, iată, cu goluri, ce mult ne-am dorit și în această partidă, un rezultat de egalitate, dar cu goluri marcate pentru a ne bucura de spectacol, de fotbal. Iată, între timp, în minutul 7 al întâlnirii, primul cartonaș galben
arătat de centralul Florin Andrei, îl vede chiar Cristi Săpunaru, un duel aproape de linia de mijloc a terenului pe care l-a avut cu Pavol Șafranco. Șafranco trecuse mingea, Săpunaru a intrat destul de tare, centralul a dictat lovitură liberă și cartonaș galben pe care, iată, îl vede Săpunaru încă din minutul 7 al partidei. O situație, aș putea spune, dificilă pentru fundașul central al rapidiștilor în acela de a primi un avertisment încă din startul partidei. Sunt sigur însă experiența lui Săpunaru îi va oferi garanția că nu va mai comite alte faulturi. Mai vedem un cartonaș galben de această dată de partea oaspeților. Darius Oroian, tânărul fundaș dreapta în vârstă de 20 de ani, vede și el avertismentul pentru un faul comis asupra slovacului Jakub Hromada în jumătatea rapidistă, undeva la 20 de metri de poarta lui Ioani. Un fault destul de dur și acesta. Hromada preluase mingea, o posibilitate de contraatac pentru giuleșteni. Oroian l-a faultat și astfel a văzut cartonașul galben. Iată, din primele 8 minute avem două avertismente dictate de central. Revenind la disputele directe, singura victorie obținută de șef și datează din aprilie anul trecut, așadar iată de mai bine de un an, mai exact 10 aprilie, tot la Sfântul Gheorghe șef și se impunea cu 2-0. După acea victorie a covăsnenilor au urmat cele 3 rezultate de egalitate consecutive cu același rezultat 0-0. Pentru Cristiano Bergodi e clar, întâlnirile cu Șepși reprezintă poate meciuri speciale, nu de alta, dar după cum bine știți, italianul a pregătit-o pe Șepși între 2021 și 2023, aproape 2 sezoane, a câștigat de 2 ori Cupa României și o Supercupă a României, 3 trofee în vitrina covăsnenilor aduse și de Cristiano Bergodi, aflat pe banca acestei formații. Suntem în minutul 10 al partidei. Vorbeam în startul acestui podcast live audio de modificările făcute în primul 11, numai puțin de 8 la Rapid față de înfrângerea din etapa trecută. Nu se mai regăsesc în primul 11 Brown, Cristea, Bădescu, Djokovic, Albu, Pape, Bang Boye și Burmaz. Cred eu era mai bine să vă fi spus jucătorii care au rămas în primul 11, Ioani, Săpunaru și Rahmani, adică portarul, unul dintre fundașii central, simbolul Rapidului, capitanul giuleștenilor și golgheterul formației. Cei 8 au fost înlocuiți de Onea, Iacob, Borza, Waida, Hasani, Hromada, Petrila și Krasniki. Informația care a parvenit înainte de startul partidei în presa sportivă, confirmată într-un fel și de Cristiano Bergodi la flash interviul dinaintea jocului, Djokovic, Albu și Pape se pare că au fost chiar excluși din lotul rapidist. Ei nu se află la dispoziția lui Bergodi pentru această partidă, nu sunt nici măcar pe banca de rezerve, înlocuiți la pauză în partida cu CFR Cluj. Ei bine, iată, e clar, sunt probleme în Giulești, sunt probleme la nivelul lotului, cred eu, deja conducerea clubului cu Bergodi, fără Bergodi la timon în sezonul viitor, deja pregătesc
ce se va dori să se întâmple din iulie 2024, atunci când va începe o nouă ediție din Superliga României. Două modificări făcute și de Bernd Storck față de egalul de pe teren propriu cu Farul Constanța. Ninai și Ștefănescu au ieșit din primul 11, înlocuiți de Florin Ștefan și Alimi. Ștefănescu este pe banca de rezerve, dar după cum declara și antrenorul german la Flash interviuri, o accidentare suferită în partida cu Farul l-a ținut departe de echipă în această săptămână de la antrenamente și nu se știe dacă va putea conta pe acesta în partida din Giulești. Oh, ce ocazie Rapid! Ce ocazie, Ermal Krasniqi singur cu Roland Nițui, nu-l poate învinge. Pasă excelentă dată de Paul Iacob din propria jumătate. Krasniqi a dejucat pasul la offside al Covăstenilor, l-a depășit pe Andres Dumitrescu, fundașul stânga nu a mai avut cum să îl ajungă, a pătruns în careu, dar a șutat previzibil chiar pe mijlocul porții, iar Nițui a reținut fără nici o problemă un șut telefonat, așa cum auziți în deserânduri. Nițui deja plonjase în direcția șutului aproape înainte ca Ermal Krasniqi să șuteze. Iată ce șansă și pentru Șepși la poarta cealaltă, Pavel Șafranco. A fost un contraatac 2 contra 2 pentru Șepși. Kevin Vorgo i-a dat o pasă excelentă lui Pavel Șafranco într-o poziție la limită, e clar, în cazul în care slovacul ar fi marcat faza, ar fi fost revăzută în camera VAR, a pătruns în unghi în partea dreaptă, unghi de 45 de grade, a șutat spre colțul lung. Mingea a trecut pe lângă poarta lui Ioani de la margine, nu s-a ridicat fanionul pentru o poziție de offside. Notăm așadar două ocazii imense, mai mare a Rapidului semnată de Krasniqi în decurs de doar 2 minute. Meciul place, meciul este plăcut, egalitate și din punct de vedere al ocaziilor mai mult. Iată, Șepși beneficiază și de o lovitură de la colțul terenului, a beneficiat de lovitură de la colțul terenului, respectând formula de podcast. Totul l-a trecut, după cum bine știți, așadar Șepși a beneficiat de o lovitură de la colțul terenului de pe partea dreaptă. Denis Ciobotariu a avut o pătrundere interesantă acolo, a fost blocat de Borza. Tușierul a dictat repunere din colțul terenului, lovitura de la colț a fost executată, dar mingea trimisă total eronat departe de zona în care se aflau jucătorii de la Șepși Sfântul Gheorghe. Notăm însă și această fază fixă, prima la poarta lui Ioane. Iată, Rapid din nou în atac. Ce șansă din nou, de această dată pentru Albion Rahmani. Din nou Nițui scoate foarte bine acest șut trimis de Rahmani din interiorul careului de pe partea stângă. Se succed fazele de poartă cu repeziciune. Iată Nițui la a doua intervenție excelentă din această partidă. Din primele 15 minute a șutat din nou, aș putea spune, destul de slab și Rahmani.
Romani, permițându-i lui Nițui să respingă fără probleme în afara terenului de joc. A fost doar o aruncare de la margine pentru Rapid. Minutul 15, așadar minutul la care putem trage o linie și vă pot spune cum a arătat partida din Giulești. Surprinzător de alertă, e clar, ambele formații sunt în criză de rezultate, chiar dacă Șepși are două egaluri în ultimele trei partide, Rapidul trei înfrângeri consecutive, e clar, ambele își doresc să arate fotbal pentru suporteri. Am omis să vă menționez faptul că în peluze, în sectorul rezervat galeriei oaspete, sunt și suporteri covăsneni prezenți la această partidă. Meciul place, am avut deja trei ocazii importante, două pentru Rapid, una pentru Șepși, cea mai mare ratare aparținându-l lui Ermal Krasniqi dintr-o poziție mai mult decât favorabilă. Kosovarul a avut șansa să marcheze al cincilea gol din acest sezon. Rămâne rezultatul de 0-0 între Rapid și Șepși. Din punct de vedere al posesiei balonului, iată, statistica ne arată un 54% pentru Șepși, 46% pentru Rapid, șuturi pe poartă, 2-0 în contul rapidiștilor, șuturi pe lângă poartă, 1-0 pentru Șepși Sfântul Gheorghe, un meci echilibrat. Partida este întreruptă în Giulești, un duel la centrul terenului între Hassani de la Rapid și Darius Oroian, fundașul dreapta al covăsnenilor, o intrare destul de dură a lui Oroian, care are cartonaș galben. De aici și protestele rapidiștilor, care ar fi dorit, au cerut chiar al doilea avertisment, urmat bineînțeles de cartonașul roșu. Deocamdată Oroian rămâne pe teren, Florin Mandrei a considerat că nu este cazul să-i acorde al doilea cartonaș galben. S-a ridicat și Florent Hassani, va continua partida la fel și Oroian, dar din ce am văzut în aceste prime 19 minute, Bernstorck ar trebui să se uite puțin și pe banca de rezerve la soluțiile pe care le are Oroian. Este jucătorul Andor, 21 la Șepși, 20 de ani, în cazul în care va fi eliminat, e clar, nu va trebui introdus un alt tânăr jucător, dar vă spuneam și în startul acestui podcast, doar 8 rezerve pentru Șepși în partida din această seară din Giulești. Așadar, orice pierdere, fie datorată unei accidentări, fie unei eliminări, va lăsa formația din Covasna cum o mare, mare pierdere dacă ne uităm la jucătorii care sunt pe banca de rezerve. Minutul este 20 în Giulești, egalitate între Rapid și Șepși Sfântul Gheorghe. Ce ne mai arată datele de statistică? Rapid pe teren propriu în acest sezon a disputat 13 partide, 10 victorii, 2 rezultate de egalitate și 3 înfrângeri. Atenție, însă, a marcat cel puțin un gol în ultimele 14 partide de pe teren propriu. Să sperăm că o va face și în această seară. Repet, din punct de vedere al comentatorului care dorește să vă ofere informații interesante, ocazii de poartă și goluri. Șepși în deplasare are 5 victorii, 2 rezultate de egalitate și 9 înfrângeri. Ultima înfrângere însă a venit în fața liderului din play-off, FCSB, singura din ultimele 7 etape pentru formația
din Sfântul Gheorghe. Așadar, iată, în o singură înfrângere în ultimele 7 etape, chiar mă uitam pe programul formației din Sfântul Gheorghe, da, într-adevăr a avut o serie de 4 înfrângeri consecutive din 27 ianuarie, 1-2 cu UTA, 1-3 cu Universitatea Craiova, 0-1 cu FCSB, 0-1 cu Farul Constanța, apoi a urmat aceste 7 partide consecutive, 0-0 cu Universitatea Cluj, 2-1 cu FC Botoșani, 4-0 cu Voluntari, 2-1 cu Petrolul. Vă aduceți aminte de acea partidă din runda 30-a, ultima din sezonul regular, golul marcat în minutele adiționale, ducând-o pe Șepși în play-off în detrimentul Universității Cluj, care nu a reușit să se impună la Voluntari. A urmat înfrângerea cu FCSB din prima etapă din play-off și cele două rezultate de egalitate, CFR Cluj și Farul Constanța, așadar o singură înfrângere în ultimele 7 runde. Apropo de antrenori, și așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, cel puțin eu, în podcasturile pe care vi le ofer din Superliga României, spicuim din declarațiile antrenorilor făcute înaintea acestei partide. Cu permisiunea dumneavoastră, încep din tabăra oaspete. Bernd Storck spunea în conferința de presă, dar iată, mă simt nevoit să mă opresc din această idee, o nouă mare ocazie, bună șansă pentru Ermal Krasniqi în minutul 23 al partidei din Giulești, acțiune purtată pe partea dreaptă în direcția de atac a Rapidului. Foarte bine găsit Răzvan Onea, a pătruns aproape de linia de fund, a centrat nu în gura porții, ci undeva la 10-11 metri. Krasniqi l-a văzut excelent pe Krasniqi, liber, nemarcat acolo, dar a șutat în blocajul lui Kecskes. Rămâne rezultatul de 0-0 înregistrat în startul acestei partide. Așadar, Bernd Storck spunea, venim după două rezultate pozitive, acele două rezultate de egalitate, e că, din nou, dar mă bucur că mă opresc din aceste idei, jucătorii celor două formații, de această dată Șepși aproape de deschiderea scorului. O centrare de pe partea dreaptă trimisă de Șerif Calacu la bara a doua. Acolo se aflau Pavel Șafranco și Andres Dumitrescu. Dumitrescu, cred, a trimis mingea spre poarta lui Ioani, dar balonul a trecut puțin pe lângă stâlpul din stânga al porții giuleștene. Notăm așadar și această oportunitate din minutul 24 al partidei, 3-2 în opinia mea la mari ocazii. Iată acum ce face Alimi Isnica. Alimi are un duel cu un adversar, este vorba de Iacub Roma, da, slovacul a mai fost faultat și în debutul partidei. Alimi a interceptat o minge, a avut un duel cu Roma, da, dar din exces de zel l-a pleznit ușor peste față în momentul în care a preluat mingea, iar Florin Andrei a văzut această fază și nu doar că a dictat lovitură liberă pentru Rapid dintr-o poziție
foarte, foarte periculoasă pentru poarta lui Nițui. I-a arătat lui Alimi și cartonașul galben. Așadar, trei avertismente arătate de arbitrul acestei partide în primele 26 de minute. Rapid a beneficiat de o lovitură liberă periculoasă de la aproximativ 19 metri perpendicular pe poartă. Albion Rahmani a șutat, mă așteptam sincer la o execuție mai bună pe poartă. Șutul lui Rahmani a fost blocat de zid și Rapid a obținut doar o lovitură de la colțul terenului de pe partea stângă. Rahmani, iată-l din nou în prim plan, două ratări, două oportunități pe care le-a avut la fel și Krasniki, cei doi jucători din Kosovo, din atacul Rapidului, au fost în prim plan în aceste prime 26 de minute, câte au trecut de la startul partidei. Lovitura de la colțul terenului a fost executată de Petrila de pe partea stângă. Nițui a ieșit, a boxat nu foarte bine, mingea a fost preluată acolo tot de rapidiști, o nouă centrare, iar Albion Rahmani a trimis cu capul spre poarta lui Nițui și golkeeperul oaspeților a plonjat spectaculos, a reușit să rețină. Notăm și această șansă a rapidiștilor, 4 la număr, cel puțin notate de mine, câte două pentru Krasniki și Rahmani. De partea cealaltă, ocaziile lui Șafranco și Andres Dumitrescu. Iar acum sper să reușesc să vă ofer declarațiile celor doi antrenori. Așadar, Bern Ștorc spunea, venind după două rezultate pozitive, mă aștept de la formația mea să avem aceeași constanță și în Giulești. Întâlnim o echipă foarte, foarte bună care a avut obiective mari în startul acestui play-off. Nu știu ce s-a întâmplat, am văzut rezultatele, dar Rapid s-a îndepărtat de titlu, dar și în acest moment obiectivele Rapidului sunt mai mari ca și ale noastre. Își doresc ocuparea poziției a doua și prezența sigură în competițiile europene în viitorul sezon. În minutul 29, iată, Ioani are o intervenție foarte bună, o pătrundere pe partea stângă în atacul covosnenilor. Kevin Vorgo a centrat foarte bine într-o zonă periculoasă, dar Ioani a avut o intervenție foarte, foarte bună, a respins în primă fază, iar apoi defensiva din apropiere am trimis mingea în afara terenului. Foarte bine s-a descurcat Kevin Vorgo, a trecut de un adversar de Romada, a centrat, dar mingea nu a ajuns la unul dintre coechipieri. Șepși are minute destul de bune în jumătatea adversă de teren, a avut acea centrare trimisă de Kevin Vorgo, a mai fost o centrare și la faza următoare trimisă de Păun, dar foarte bine Ioani a reușit să rețină. Ei bine, trecem acum în tabăra rapidistă. Declarația lui Cristiano Bergodi înaintea partidei cu Șepși din această seară din Giulești. Întâlnim o echipă pe care o cunosc bine. Ne așteaptă un meci dificil, mai ales că venim după trei înfrângeri. Sperăm că băieții vor fi concentrați și cu un moral bun. Ne-am pregătit bine, ne-am revenit moral. Șepși este o echipă foarte bună, în afară de meciul cu FCSB. N-au mai pierdut în ultimele etape. Venim după acea înfrângere în fața celor de la CFR Cluj și probabil vor fi schimbări.
v-am spus, numai puțin de 8 făcute în primul 11. De măsuri nu vorbim, nu are importanță acum. Pe cine vom trimite pe teren va fi competitiv. Trebuie să fim obișnuiți cu presiunea, jucătorii trebuie să se concentreze la meci. Avem ocazia de a reveni, încercăm să câștigăm cele 3 puncte și să se liniștească puțin apele. Mai sunt 7 meciuri și trebuie să dăm totul. Băieții s-au antrenat bine. În fotbal nu poți sta multe zile cu moralul jos. Pierzi, treci peste, te gândești la meciul următor. Avem un grup valoros, e adevărat, am greșit mult și toți suntem vinovați, mai ales eu. Dar echipa a arătat așa de bine în 30 de meciuri, deși am avut probleme în cursul campionatului. Trebuie să reparăm această situație. Ei bine, Bergudi a fost întrebat și de obiectivul echipei pe acest final de sezon, locul 2, de care spunea un obiectiv realist. Nu vorbim acum de locul 2, dar cu siguranță ne-am dorit să participăm în cupele europene. Avem 7 meciuri, eu spun că locul 2 este realist, vom lupta. Cine greșește mai puțin, cine are mai multă încredere în calitățile și valoarea jucătorilor, probabil va câștiga acest loc foarte, foarte important. Și bineînțeles, bănuiesc că a fost întrebat de un reprezentant mass media despre titlu. Ei bine, Bergodi le-a transmis un mesaj celor care l-au criticat. S-au spus multe prostii despre mine, că nu am câștigat niciodată un titlu. Eu nu am avut niciodată o echipă de titlu. Niciodată. Uitați-vă la cariera mea și spuneți-mi dacă am avut vreodată o echipă pregătită să câștige un titlu. Te deranjează, dar nu e o problemă. Gata, mă opresc aici, să se uite bine la cariera mea de antrenor. Eu nu am avut niciodată o echipă de titlu. Iată declarația lui Cristiano Bergodi făcută înaintea acestei partide. Și apropo de susținerea fanilor care din nou populează stadionul din Giulești, galeria prezentă ca de fiecare dată, am văzut și înaintea startului partidei pe banca de rezerve a giuleștenilor un banner montat acolo cu tot felul de mesaje de susținere, de încurajare din partea suporterilor rapidiști. Așa ar trebui să fie în fotbalul românesc, și la victorii, dar mai ales la înfrângeri aproape de echipa favorită. Nu mai spun să ne uităm la ceea ce se întâmplă peste hotare. Ne-am bucurat să fim undeva la jumătate, hai să spunem, la 3 sferturi de atașamentul suporterilor din campionatele din vest. Nu neapărat din vest, mă gândesc aici și de echipele din Grecia, din Turcia, dar mă opresc aici, suntem în minutul 34 al partidei din Giulești. În continuare 0-0 între Rapid și Șep și Oișca Sfântul Gheorghe. Iată acel 0-0 blestemat pentru comentatori. Se repetă, ne apropiem deja, iată, de 3 partide și o repriză în care în disputele dintre Rapid și Șepși nu se marchează, dar har domnului ocazii am avut, 4 pentru giuleșteni, 2 pentru oaspeți. Se putea marca foarte, foarte ușor și aici mă gândesc doar la cea imensă ratare pe care a avut-o Rahmani în Krasnikin, cer scuze, singur cu portarul Nițui. Minutul 35, 0-0 în continuare. La conferința de presă a Rapidului a fost prezent și Claudiu Petrila. Ce spunea mijlocașul ofensiv al giuleștenilor? Ne-am relaxat după meciul cu FCSB. În paranteză, vă aduceți aminte de acel rezultat din etapa 30-a. 4-0 a spulberat Rapidul pe FCSB. Ne-am relaxat după acea partidă. E greu să ne mai gândim la titlu. Știm cu toții că vom avea un meci greu venind după 3 jocuri în care ne-am prezentat un pic nepregătiți, dar sperăm ca de la partida cu Șepși să începem să legăm victoriile.
A fost o săptămână destul de grea, cu foarte multe critici, dar consider că le merităm din plin. Ultimele meciuri au fost dezastroase, s-au luat și niște măsuri, vă spuneam de posibilitatea ca trei jucători să fi fost excluși din lot, Djokovic, Albu și Pape, nu se regăsesc pe foaia de joc, nici măcar în calitate de rezerve. Am vorbit între noi, am spus fiecare ce credem că ar trebui să schimbăm, iar asta cred că s-a văzut la antrenamente în ultimele zile. Sperăm să arătăm asta și la meci. E greu să te mai gândești la titlu, e o distanță foarte mare, e greu ca și cei de la FCSB să piardă 4-5 meciuri, iar noi să batem tot, dar acum rămâne să ne luptăm pentru poziția a doua. Eu nu mă gândesc la ce vor face celelalte formații, ține doar de noi să terminăm pe locul 2, pentru că pe primul loc este mai greu să ajungem. Matematică simplă, domnule Petrila, ține doar de noi, trebuie să facem imposibilul să terminăm pe poziția a doua, declarația făcută de Claudiu Petrila înaintea acestei partide. Între timp, Șepși a avut oportunitate la poarta adversă, o pătrundere a lui Darius Oroian pe partea dreaptă. A urmat o centrare de la margine, însă am văzut că s-a ridicat Fanionul, o poziție de offside în care se afla unul dintre jucătorii oaspeților. Am intrat în ultimele 10 minute ale partidei și pentru a încheia această serie de declarații, ce mai spunea Bergodi? Ei bine, antrenorul giuleștenilor se pare că și-a amenințat fotbaliștii după ședința pe care a avut-o cu reprezentanții conducerii Rapidului, acel triumvirat și cu Angelescu Nicolae. Ei bine, Bergodi le-a spus: toți suntem sub evaluare, începând de la partida cu șefii, jucători, staff, tehnic. Trebuie să ne grăbim să începem să jucăm așa cum am evoluat înainte de aceste trei meciuri din play-off. Am avut o discuție cu oficialii, îmi asum responsabilitatea. Se vor afla jucătorii care vor părăsi Rapid la finalul sezonului. Nu pot să vorbesc eu acum despre acest lucru. E clar, vor fi schimbări de trupe în lotul giuleștean pentru viitorul sezon competițional. Și apropo de cei doi antrenori, Cristiano Bergodi, știți foarte bine situația din Giulești. Aproape la fiecare partidă care nu se termina cu victoria Rapidului în acest sezon, existau voci care fie cereau demisia lui Bergodi, fie demiterea sa de către conducerea clubului. Ei bine, Bergodi a rămas deocamdată în picioare și după aceste trei înfrângeri din play-off, și nu doar că au fost trei înfrângeri, dar trei jocuri în care Rapid a primit numai puțin de 8 goluri. Înfrângerea de la Craiova, după ce a condus și a avut și superioritate numerică, era apoi acea dramă din etapa trecută din Giulești, acel 0-4 la pauză cu CFR Cluj. E bine, Bergodi a rămas deocamdată pe banca tehnică a Rapidului. Sunt curios ce se va întâmpla după partida din această seară, în cazul în care Rapid nu se va impune. E clar, am auzit și eu și dumneavoastră, cred, voci care spuneau că Bergodi ar putea fi demis în cazul în care Rapid nu se impune în fața lui Șepși, iar conducerea clubului este chiar pregătită să-i plătească și acea clauză de reziliere. Vom vedea. De partea cealaltă, la fel, o situație interesant, veștile care vin dinspre Covasna cu privire la antrenorul Bernd Stork nu-l dau ca și cert pe banca lui Șepși și în sezonul viitor. Din câte se pare, contractul tehnicianului este valabil până la finalul acestui sezon, iar conducerea clubului încă nu a dat semne foarte hotărâte că ar dori o prelungire
a contractului. Am putea spune o partidă între Rapid și Șef și un meci între Bergodi și Ștorc, ambii foarte aflați pe o gheață foarte, foarte subțire, chiar dacă am înțeles în București au fost astăzi aproape 28 de grade. Vorbim noi de gheață în această perioadă a anului, deși calendaristic am mai avut ninsori chiar la mijloc de aprilie. Ambii calcă pe o gheață destul de subțire în acest final de sezon și este clar, orice rezultat pozitiv îi va avantaja fie pe Bergodi, fie pe Ștorcă pentru a rămâne și în sezonul viitor pe băncile formațiilor pe care le conduc în acest moment. Vom vedea, bineînțeles, ce va fi din iulie. Repet, deja ne pregătim ușor, ușor de startul noii ediții din Superliga României, uitând parcă de ce ne oferă aceste următoare două luni și jumătate. Și pentru echipa Flash Score România, finaluri de sezon în Superliga României, în Premier League, în La Liga, partide din UEFA Champions League, din UEFA Europa League și, bineînțeles, cireașa de pe tort, turneul final al campionatului european, 14 iunie, 14 iulie, vom fi prezenți pe calea undelor alături de dumneavoastră de la partidele turneului final, acolo unde este prezentă și Naționala României. Vor fi transmisiuni interesante de la acest regal fotbalistic, iar pentru noi echipa Flash Score România va fi al doilea turneu major pe care îl acoperim prin transmisiuni audio după campionatul mondial din 2022 din Qatar. Până atunci, să coborâm puțin spre Giulești, nu de alta, dar se apropie pauza. Suntem în minutul 43 al întâlnirii 0-0 în continuare între Rapid și Șepși. Nu au mai fost situații importante de gol, nu au mai fost ocazii, de aceea mi-am permis să trec puțin atenția și pe spre alte informații legate, bineînțeles, de fotbal, de echipa Flash Score România. La cum s-au disputat primele 25-28 de minute, speram să vă pot oferi în acest podcast live audio cel puțin un gol în prima repriză. Deocamdată nimic la nimic, ocazii au fost, dar ultimele 13-14 minute au reprezentat o luptă nu foarte încrâncenată în zona centrului terenului, multe mingi pierdute, destul de multe intervenții neregulamentare, așa cum s-a întâmplat și la faza anterioară, atunci când Păun a intervenit, nu, Șafranco a avut o intrare destul de dură asupra unui adversar și cine putea fi decât Iacob Roma, da, parcă vizat de jucătorii lui Șep și de intrări destul de dure în această primă repriză. Iată un cartonaș galben pe care l-a văzut chiar Pavol Șafranco. Sunt patru cartonașe galbene arătate de Florin Andrei în această primă repriză. 3 pentru Șepși, Uroian Alimi, Șafranco, unul pentru Rapid Săpunaru. Un duel, iată, soldat cu un avertisment, un duel slovac, Romada Șafranco. Romada, cred că e la patra intrare destul de dură din partea unui adversar. Am intrat în minutul 45 al partidei din Giulești, 0-0 în continuare între Rapid și Șepși Sfântul Gheorghe. La ocazii, avantaj giuleștenii, la statistică, procentaj de posesie
mai bun, chiar mult mai bun pentru Șepși, și 64% față de 36%, ocazie de gol 5-3 pentru Rapid, șuturi pe poartă 3-0, așteptăm și primul șut pe spațiul porții lui Aioani, cornere 1-1, offside-uri 1-3, toate aceste informații le găsiți accesând site-ul flashscore.ro. Partida dintre Rapid și Șepși, iar acolo aveți butonul de statistici, le găsiți în timp real. Pregătesc pentru repriza a doua și datele de la OptaStats. V-am obișnuit deja în ultimele comentarii live sau podcasturi să vă ofer detalii de statistică din partea acelui site, foarte, foarte bine pus la punct, ne arată o imagine fidelă cu tot ceea ce se întâmplă pe teren. 2 minute adiționale pentru prima repriză din Giulești. Ultimele 2 minute în care ce aproape a fost Petrila de o mare, mare șansă, o pătrundere din partea stângă spre zona centrală. Petrila a șutat, mingea a fost blocată de un adversar, a sărit în lateral dreapta undeva la marginea careului de 16 metri. Fundașii de la Șepși, neatenți, l-am văzut acolo pe Florin Ștefan destul de departe de minge, dar Nițui a avut o intervenție fenomenală chiar pe linia careului de 16 metri. A ieșit și prin alunecare, a respins această minge, cei drept l-a lovit și pe Claudiu Petrila. În această fază, din ce am văzut, a atins prima dată balonul, iar apoi picioarele lui Claudiu Petrila. Părere personală, a fost o intervenție corectă. Altfel, dacă Florin Andrei va fi chemat să revadă această fază, Nițu ar putea avea probleme, fază de penalti și chiar de eliminare. De asta spun una dintre ele, deoarece acțiunea a fost chiar la marginea careului de 16 metri. Până la urmă, jocul s-a reluat, Petrila a primit îngrijiri medicale, a ieșit de pe teren, a și revenit între timp, așadar fără probleme pentru Claudiu Petrila, iar Florin Andrei între timp a pus capăt primei reprize. Rapid, Șepși 0-0, vă invit peste 15 minute la repriza a doua cu mari speranțe. Vom vedea ce va fi.
de a executa lovitura de la 11 metri. Cartonașul galben arătat lui Alimi este anulat. Interesant, Isnic Alimi mai avea un cartonaș din prima repriză, așadar ar fi fost al doilea avertisment și ar fi fost eliminat de pe teren. Rămâne la fel ca și până acum 0-0 între Rapid și Șepși. Oișca, Sfântu Gheorghe în Giulești, fără gol deocamdată, dar avem toate șansele, după cum arată partida, să avem o deschidere de scor cât se poate de repede. Ambele formații își doresc acest lucru. Vorbeam în prima repriză de statistici, cele mai importante, cum arată în acest minut 54, o posesie aproape dublă pentru Șepși, posesia balonului 65% față de 35%. Pe, din punct de vedere al ocazilor de gol, Rapid stă mai bine, 6-3, șuturi pe poartă 3-0, așadar așteptăm primul șut pe poartă expediat de Covăsneni, cornere 1-1. Dar vă spuneam și de informațiile de pe Opta Player Stats, acel site care ne oferă informații în timp real de la partidele din majoritatea campionatelor din Europa, și acolo găsiți foarte multe informații, foarte multe statistici de la partidele care se dispută în timp real. Aceste statistici, ce ne arată acest clasament? Primii doi jucători în această ierarhie sunt de la Șepși. Este vorba de portarul Roland Niței, cu trei intervenții foarte bune în prima repriză, urmat la mare distanță cei drept de Andres Dumitrescu, fundașul stânga al Covăstenilor, și apoi pe poziția a treia primul jucător rapidist termal Krasniki, văzut conform statisticii fiind cel mai bun jucător al Rapidului din această partidă, urmat apoi de Albion Rahmani, Păun, Florin Ștefan. Iată, în acest clasament, în primele 10 poziții, regăsim doar 3 jucători de la Rapid și 7 de la Șepși Sfântu Gheorghe. De aici ne putem da seama de un aspect. Rapid a avut ocaziile importante, dar Șepși a dominat partida, a avut o posesie mult mai bună, iar din punct de vedere individual, la fel, echipa pregătită de Bernd Storck stă mai bine. Nițui Dumitrescu pe primele poziții, Păun, Ștefan, Alimi, Vorgo și Calacu prezenți în acest top 10 al procentajelor, al punctelor acumulate de jucători. Vă spuneam și în alte transmisiuni live sau podcasturi, în această statistică Opta Stats se regăsesc informații referitoare la toți jucătorii, goluri marcate, minute jucate, goluri marcate, șuturi pe poartă, șuturi pe lângă poartă, șuturi blocate, intervenții reușite, pase reușite, toate acestea se cumulează, fiecare rubrică are un anumit punctaj, iar adunându-le ne sunt oferite aceste statistici, aceste clasamente în timp real. Runda a patra din play-off-ul Superligii României, Universitatea Craiova, Farul Constanța 1-2, CFR Cluj, FCSB 0-1, meciuri disputate deja. Aceasta este ultima întâlnire a rundei. FCSB lider 44,
de puncte. Între timp, Albion Rahmani a avut din nou o bună poziție de șut la marginea careului de 16 metri, dar a fost blocat. FCSB este urmat de CFR Cluj și Universitatea Craiova, ambele cu 31 de puncte. Farul Constanța 29 de puncte, Rapid 28, Șep și 24. Un șut l-am notat trimis de Andres Dumitrescu de pe partea stângă din interiorul careului de 16 metri, dar departe de poarta lui Ioanil. Acest egal provizoriu din minutul 59, chiar 60 al partidei din Giulești, Rapidul ar face 29 de puncte, ar egala-o pe Farul Constanța, Șep și rămâne pe poziția 6-a, 25 de puncte. De fapt, ambele echipe își păstrează locurile dinaintea etapei. Rapid și Farul ar fi la egalitate, dar Constanțenii cu un gol averaj mai bun. Rapid ar obține primul punct din play-off, iată, în runda a patra, doar în condițiile în care, înainte de startul cele de-a doua părți a campionatului, veștile erau mai mult decât excelente pentru giuleșteni, la doar 4 puncte de liderul FCSB, zdrobit de Rapid în etapa 30, a ultima a sezonului regular. E bine, iată, în doar 4 runde totul s-a schimbat. FCSB a acumulat tot atâtea victorii, Rapid caută primul succes, deocamdată ar avea primul punct. În runda viitoare, ultima a turului, Șep și va întâlni pe teren propriu Universitatea Craiova, partida programată duminică de la ora 19, în timp ce Rapid va rămâne în București, dar ce meci va avea sâmbătă de la ora 20 și 30 de minute pe Arena Națională în compania liderului FCSB. Minutul 61, minutul primelor modificări la giuleșteni. Funșo, Bangboie îl înlocuiește pe Claudiu Petrila. A doua modificare, da, sunt două modificări în formația gazdă. Răzvan White îi lasă locul lui Xian Emers. Așadar, Bergodi operează două modificări în formația sa. Îi scoate de pe teren pe Claudiu Petrila și Răzvan White, introducându-i pe Funșo, Bangboie și Xian Emers. Bangboie, un plus de viteză, cred eu, în locul lui Petrila pe extrema stângă. Să vedem dacă va rămâne Funșo pe acea parte a terenului. El a evoluat foarte mult și pe partea dreaptă în atacul Rapidist, dar acolo deocamdată se află Ermal Krasnichi. De partea cealaltă, Xian Emers introdus pe teren în locul lui Răzvan White. Emers a prins doar 15 minute în înfrângerea de la Craiova cu Universitatea din runda a doua a play-off-ului. Nu a fost folosit în etapa trecută, acea înfrângere 1-4 cu CFR Cluj pe teren propriu. Un jucător care promitea foarte mult, foarte interesant acest jucător al Rapidului, mai ales în momentul în care am evoluat pentru giuleșteni și în sezonul trecut. Belgianul Emers a suferit însă și mai multe accidentări și a absentat foarte mult din formația lui Cristiano Bergodi, doar la a 10-a apariție în acest sezon, în condițiile în care Rapid a disputat, se află deja la partida cu numărul 34. Între timp, am ajuns în minutul 63 al partidei din Giulești, în continuare egalitate 0-0 între Rapid și Șep. Și de ce să ne mirăm, repet, am spus-o și în prima repriză, ultimele trei confruntări directe s-au terminat cu acest rezultat 0-0,
două în play-off-ul ediției trecute de campionat. 0-0 la Sfântul Gheorghe în iulie anul trecut și acum această partidă care, iată, ne mai oferă 27 de minute aproximativ fără minutele adiționale, dar nu ne oferă ocazii de gol. Speram în momentul în care încheiam prima repriză să asistăm împreună la o parte a doua mai alertă, cu mai multe ocazii de gol și chiar cu goluri. Ei bine, nu s-a întâmplat acest lucru. Oh, și-a Franco și-a bătut joc atacantul slovac de o mare, mare șansă de gol pentru formația sa. Șepși a scăpat pe un contraatac 2 contra 2 pe un, a intervenit excelent, i-a suflat mingea lui Paul Iacob, s-au accidentat ambii jucători, dar pe un a dat în minge Iacob, s-a lovit de mijlocașul celor de la Șepși și foarte bine Florin Andrei a lăsat jocul să continue, iar Șafranco a avut șansa, ocazia de mai trimite o pasă excelentă acolo, cred, lui Kevin Vorgo, dar pur și simplu și-a bătut joc de această șansă, a trimis direct în picioarele unui adversar. Sunt schimbări pe bandă rulantă, le notez și eu repede pentru a nu uita pe cineva. O schimbare în formația lui Bergodi, a treia, Florian Tassani a ieșit de pe teren, înlocuit de Borisav Burmaz, și avem și două schimbări la Șepși. Au ieșit Pavel Șafranco și Kevin Vorgo, înlocuiți de Gabriel Debeliuh și Marius Ștefănescu. Iată-l pe Ștefănescu intrat pe teren. Vă spuneam, a suferit o accidentare în partida cu Farul Constanța și a fost schimbat la pauză de Bernd Storck. Debeliuh a fost trimis pe teren atunci în locul lui Ștefănescu. Nu s-a antrenat aproape toată săptămâna, dar iată-l trimis în teren pentru aceste ultime 25 de minute ale partidei din Giulești. A doua modificare, post pe post, Șafranco, repet, putea să gândească mai mult la faza anterioară și să-i dea o pasă lui Vorgo, o pasă care s-ar fi transformat poate chiar într-un asist, ar fi rămas coechipierul său singur cu Ioani și ar fi avut mari, mari șanse de a marca în poarta rapidistă. Posesie, la fel, în continuare, mult mai bună pentru Șepși, 65% față de 35%, dar lipsesc șuturile pe poartă. Nu am avut niciun șut pe poartă în 22 de minute aproape trecute, fix din repriza a doua, niciun șut pe spațiul porții. Ce să mai așteptăm, goluri din partea celor două formații în condițiile în care portarii nu au fost deranjați decât de centrări înalte, foarte ușor de reținut. Am notat o pasă acum trimisă de către Roma, da, pentru Funcho Bangboye. N-a fost șut, a fost o pasă dată de Roma, da, chiar dacă Nițui m-a plonjat și a reținut balonul. Eu personal nu-l voi trece la șut pe poartă, îl mai aștept deocamdată pe primul. Vom vedea ce va fi. Rapidul se află în ofensivă de câteva minute, dar deocamdată lipsesc ocaziile importante. Foarte mult cad jucătorii celor două formații și la faza anterioară a fost un duel pentru minge între Iacob
Sheriff Calacu, cred, el era în acea zonă a terenului. Iacov foarte bine a interceptat această minge, adversarul său a căzut perfect normal. Florin Andrei nu a indicat lovitura liberă pentru Șep și Oișca Sfântul Gheorghe. Ne mai uităm puțin pe informațiile parvenite din partea celor două cluburi, două formații. Vă spuneam și în prima repriză, ambii tehnicieni nu sunt deloc siguri de fotoliile lor pentru sezonul viitor la cârma celor două formații. Tot mai multe voci anunță plecarea lui Bergodi de la Rapid. În ultimele zile au existat informații referitoare la o posibilă variantă pe care conducerea rapidistă o are pentru înlocuirea lui Bergodi. Ei bine, numele vehiculat nu este cel al lui Marius Mudică, pe care îl așteaptă parcă toți rapidiștii pe banca formației favorite. Ei bine, Costel Gâlcă, antrenorul care a câștigat 3 trofee cu FCSB, printre care și ultimul titlu, cel din sezonul 2014-2015. Ei bine, ce a declarat Gâlcă: eu sunt dispus să merg să antrenez, pentru că asta este meseria mea, să antrenez indiferent de echipă. Rapid este o formație iubită și respectată în România. Nu-l cunosc personal pe patron, deocamdată eu l-am văzut un tip liniștit și echilibrat. Mi-aș dori în general să revin în fotbalul românesc, să găsim înțelegere indiferent de ce patron ar fi. Gâlcă le-a mai antrenat pe Espanyol, reușind chiar să o salveze de la retrogradare. Apoi formații din țările arabe, Alta On, Alfa Iha, Al Hazen, dar și Vaile din Danemarca și Radomiak din Polonia, echipă de care s-a despărțit în noiembrie anul trecut. Așadar, un posibil viitor antrenor al Rapidului, Costel Gâlcă. Vorbeam și în prima repriză și în startul părții a doua de liderul din play-off-ul Superligii României și o spun încă o dată, nu doar lider, ci și viitoarea campioană FCSB. Ei bine, după victoria de aseară din Gruia, de pe terenul celor de la CFR Cluj, FCSB spulberă Superliga, un articol apărut în gsp.ro. La ce se referă această informație? 4 victorii din primele 4 partide din play-off. Pentru prima dată o formație reușește acest lucru din momentul în care sistemul play-off și play-out a intrat în vigoare în Superliga României, mai exact din ediția 2015-2016. Nu a mai fost vreo altă formație care să reușească 4 victorii în primele 4 partide. Dați-mi voie, vă rog frumos, să mă opresc din această informație, pentru că avem primul șut pe poartă trimis de Șep și Sfântul Gheorghe în minutul 72 al partidei din Giulești. Sheriff Calacu a șutat din lateral stânga un era să spun un trasor, o minge ușoară pentru Ioani, chiar pe mijlocul porții, un balon reținut de golkeeperul giuleștean. Am punctat acest moment, gata, trecem peste, avem și un prim șut pe poartă în această repriză secundă. Revenind la acea informație, așadar, FCSB 4 victorii din 4 partide, nicio altă echipă nu a reușit acest lucru, au mai fost 3 victorii și câte un rezultat de egalitate. Schimbări la Șep și Calacu iese de pe teren. Oare de ce, tocmai ce șutase pe spațiul porții, înlocuit de al doilea Vorgo, Roland Vorgo intră pe teren în locul său, iar a doua modificare efectuată de Bernd Stork îl scoate de pe teren pe, să vedem pe cine îl scoate, pe Alimi, cred, el
îl văd ieșit de pe teren. Mă voi edifica în câteva momente și vă voi spune al doilea jucător de la Șepșii care a intrat pe teren. Cert este faptul că Șepșii Berăștorc a făcut patru modificări până în acest moment. Rapid, prin Cristiano Bergodi, doar trei schimbări efectuate, așadar mai avem schimbări până la finalul partidei. Ce șansă pentru giuleșteni de a deschide scorul! Romada aproape de reușita cu numărul 2 din Superliga României. O combinație foarte bună acolo. Nu, Burmaz a fost autorul acestui șut trimis din careu lateral dreapta. O combinație pe care a avut-o cu Iacob Romada, un 1-2, iar de la aproximativ 12 metri a șutat, dar mingea a trecut pe lângă poartă la aproximativ o jumătate de metru de stâlpul din dreapta al porții lui Nițui. Oroian, a doua modificare petrecută în același minut. Așadar, Darius Oroian a ieșit de pe teren înlocuit de Florin Oteliț. Așadar, aceasta este schimbarea cu care am rămas dator. Suntem în minutul 75 al partidei, 0-0 în continuare între Rapid și Șepșii și cred eu suntem pe cale să stabilim și noi o performanță. Al patrulea joc consecutiv între Rapid și Șepșii în care nu se marchează, 0-0, trei dispute consecutive, 0-0 și în această seară pe Giulești în minutul 75, iar cele două formații nu dau semne că ar risca prea mult, deși cred eu o victorie ar fi o gură de aer atât pentru Rapid cât și pentru Șepșii, poate mai ales pentru Rapid în tentativa, în dorința de a termina pe poziția a doua a clasamentului. Nicolae Pămân a avut o intervenție destul de urâtă asupra unui adversar, dar a scăpat fără avertisment din partea arbitrului Florin Andrei. Jocul este destul de curat, nu au fost intervenții dure, cartonașele galbene arătate au fost în urma unor faulturi de joc și ne bucură acest aspect. Ne mai uităm la informații, ne uităm la ceea ce se întâmplă și în această seară în fotbalul european. Partide interesante și într-o zi de luni în Premier League. Chelsea și Everton sunt la egalitate 0-0. În Italia, Fiorentina și Genoa au terminat la egalitate 1-1. Atalanta o conduce pe Verona cu 2-0 în minutul 23. Partide din Serie A. A început și un meci din La Liga. Osasuna și Valencia sunt la egalitate 0-0, iar dacă nu vor fi ocazii în minutele următoare, sper să nu ajung să vă transmit și programul TV de la canalele pe care le aveți în grilă. Eu aștept ocaziile, aștept golurile. Între timp Nemers l-a faultat pe Oteliț, iar acțiunea Rapidului s-a încheiat. Giuleștenii insistă, a fost și Albion Rahmani cu o minge șutată de la marginea careului advers. M-a cerut chiar o lovitură de la 11 metri pentru un posibil hands al unui adversar. A primit el un cartonaș galben din partea centralului Florin Andrei pentru proteste. Așadar, galben pentru
Albion Rahmani în urma acestei faze. A preluat foarte bine la aproximativ 25 de metri, ușor lateral stânga în direcția de atac a Rapidului. A pătruns în zona centrală, a șutat de la marginea carelui, o minge deviată acolo de către Kecheș. Nu a fost nici corner, nici penalti, așa cum ar fi solicitat Rahmani, ci doar o repunere din colțul careului de 6 metri de la poarta lui Nițul. Iată, Rapid ar putea bifa a patra partidă, a cincea partidă consecutivă în care nu marchează vreun gol în poarta lui Șep, și cele trei rezultate de 0-0 consecutive și acea înfrângere suferită de Rapid la Sfântul Gheorghe, 0-2 în ediția trecută de campionat. Suntem în minutul 79 al partidei și în continuare 0-0. Ne uităm puțin și pe play-out și acolo o situație interesantă, mai ales după ultimele rezultate înregistrate. Și acolo a fost runda a patra, meciuri intense. Ei bine, rezultate: UTA Hermannstadt 1-3, Voluntari Oțelul 1-1, Universitatea Cluj Petrolul 1-2, FC Botoșani FCU 1948 4-1 și Dinamo Poliaș 1-0. Și ce luptă vom avea în ultimele 5 runde din play-out, acolo unde sunt 3 formații la egalitate de puncte pe locurile 1, 2, 3 sau 7, 8, 9, cum preferați. Hermannstadt, Oțelul Galați și UTA, 27 de puncte. Universitatea Cluj pe locul 4 în play-out. Iată ce cădere pentru clujeni după înfrângerea cu Petrolul. 26 de puncte, doar la un punct de primele 3. Petrolul vine la 25 de puncte. FC Voluntari are 21 de puncte și de aici în jos urmează, cred eu, o adevărată dramă în ultimele 5 runde, schimbări de poziții după rezultatele din această rundă. Dinamo, cu victoria în fața lui Poliaș, a urcat pe poziția 7-a, loc de baraj în acest moment, 19 puncte. Poliaș este pe 8, 18 puncte, iar ultimele două clasate care ar merge în acest moment în Liga a doua, FC Botoșan și FCU 1948 Craiova, ambele cu 17 puncte. Iată, FCU 1948 a ajuns pe ultima poziție a clasamentului după ultimele rezultate înregistrate. Meciul din Giulești este întrerupt, o accidentare destul de serioasă suferită de Nicolae Păun. Echipa medicală făcea semne de o schimbare a mijlocașului la închidere, Covăsnean. Au intervenit și brancardierii pentru a-l transporta în afara terenului de joc. A fost un duel între Păun și Hromada. Păun a blocat incursiunea lui Roma, da, dar a avut de suferit. Să sperăm că nu este o accidentare gravă, deși l-am văzut ținându-se de genunchiul piciorului drept. Să sperăm că va fi totul în regulă. Nicolae Păun, un jucător constant din lotul lui Șep și cu evoluții în nota echipei, va fi înlocuit, a părăsit terenul de joc sprijinit de echipa medicală. Aganović este pregătit pe margine să intre pe teren în locul lui Păun și aceasta ar fi
a cincea modificare efectuată de Bernstorff, dar prima la nevoie datorată accidentării lui Pons. Suntem în minutul 83 al partidei. Rapid are posesia, Rapid domină. Sunt curios cum arată posesia mingii în acest minut 83 al partidei. În continuare Shape și stă mai bine, 62% față de 38%. Nor negri deasupra Giuleștiului, chiar dacă a fost o vreme excelentă astăzi la București. După evoluția formației, cred eu va mai fi o ședință în birourile conducerii clubului. Într-adevăr, iată Păun înlocuit de Aganović. Încă o partidă în care giuleștenii nu conving, porniți cu surle și trâmbițe în acest play-off la doar 4 puncte de FCSB după acea victorie entuziasmantă din ultima etapă a sezonului regular, 4-0, vă reamintesc. Iată, Rapid nu reușește să obțină vreo victorie și suntem în runda cu numărul 4 din play-off. A intrat la Giuleșteni și din ce am văzut încă o modificare, nu? Nu, sunt trei schimbări doar efectuate de Bergodi. Pe banca de rezerve ar mai fi Cârjan, care ar putea intra, poate și tânărul El Saui. Ștefănescu nu prea a avut minci din partea cu echipierii săi din momentul în care a intrat pe teren. Șepși nu și-a creat ocazii de poartă în afara acelui șut expediat de către Șerif Calacu în minutul 72. Nu a fost absolut nimic la poarta lui Ioani. Golkeeperul rapidist putea liniștit să servească un suc sau să stea de vorbă cu suporterii rapidiști din galerie. Glumesc, dar este o glumă amară, totuși formații de play-off care, iată, nu reușesc să trimită șuturi pe poartă, dar mi-te să beneficieze de ocazii importante între timp. Și Romada a primit un cartonaș galben pentru o intervenție chiar asupra lui Ștefănescu. Șepși a beneficiat de o lovitură liberă din jumătatea adversă de teren, un balon trimis spre careul rapidist, dar Florin Andrei a văzut o infracțiune și a dictat lovitură liberă pentru giuleșteni. Trei cartonașe galbene, Rapid, Săpunaru în prima parte, Romada și Rahmani în repriza a doua. De partea cealaltă, la fel, trei cartonașe galbene, Oroian, Alimi și Șafranco. Oroian și Șafranco nu mai sunt pe gazon, doar Alimi dintre jucătorii avertizați de central din lotul lui Șepși. Minutul 86 al partidei din Giulești, Rapid 0, Șepși 0. Dați-mi voie să vă prezint și programul transmisiunilor Flescor România din zilele următoare, pentru că avem din nou o săptămână de cupe europene, dar atenție, și partidele din semifinalele Cupei României. Așadar, mâine două partide, ambele de la ora 22. Liga Campionilor, partidele retur din sferturile de finală. Sorin Mățăoanu vă așteaptă la întâlnirea dintre Barcelona și Paris Saint-Germain, iar eu vă dau întâlnire la partida dintre Borussia Dortmund și Atletico Madrid. Miercuri, trei jocuri programate. De la ora 19, Cupa României, semifinale, Corvinul Hunedoara, FC Voluntari, în comentariul lui Cristian Frisc. Iar de la ora 22, din nou, Liga Campionilor, partidele Bayern München, Arsenal, Londra, în...
Călin Vegheș și Manchester City Real Madrid, oferit de Sorin Mățăoanu. Iar joi, alte trei partide. Începem programul transmisiunilor cu a doua semifinală din Cupa României, ora 20:30 la Galați. Oțelul o întâlnește pe Universitatea Cluj în comentariul lui Cristian Fris. Iar de la ora 22, două partide din sferturile UEFA Europa League. Dan Mihai Bădescu vă dă întâlnire la partida retur dintre Atalanta și Liverpool în tur. Țineți minte acel 3-0 al bergamașcilor pe Anfield. Iar eu vă aștept la returul dintre Roma și Milan, de această dată pe Olimpico. Roma pleacă de la avantajul de un gol din partida tur de pe San Siro. Minutul 88 în Giulești, Rapid de Șef și aproape de a stabili o performanță unică în fotbalul românesc. Poate greșesc, dar nu cred. A patra partidă consecutivă, directă, fără gol marcat, 0-0. În continuare, Rapid, Șepși și mai avem aproximativ 2 minute din timpul regulamentar de joc plus minutele adiționale. 2 au fost în prima repriză, anticipez undeva 5 sau poate chiar 6 minute arătate de la margine, de la 4-lea oficial Andrei Antonie. Între timp, Iacub Hromada a prins un șut de la 22 de metri în peluză, departe de poarta lui Roland Nițui. Vreau să spun că mingea a trizat undeva departe, dar mă opresc, că nu vreau să intru în polemici sau în discuții fără sens. Partida este slabă. Aceasta e concluzia mea. O partidă slabă de play-off în Superliga României, între două formații care ar fi trebuit să arate mult mai bine în teren. Ce ratare! Ce ratare pentru Șep și Sfântul Gheorghe, aproape de a da lovitura în Giulești. A fost o acțiune pe partea dreaptă în direcția de atac a formației oaspete. De Beliuh a căzut în marginea careului, căzut fiind pe gazon, a trimis mingea printre doi fundași rapidiști care s-au oprit, iar Roland Vorgom din 7-8 metri lateral dreapta a șutat spre colțul lung pe lângă poarta lui Ioani. Iată, Șepși ratează cea mai mare ocazie a reprizei secunde, la fel de mare ca și ratarea din prima parte a lui Ermal Krasnici. 6 minute adiționale pentru repriza a doua și, sincer, aș vrea să se termine 0-0 în această confruntare, doar pentru a spune că este al 4-lea meci direct între cele două formații fără gol marcat, iar în cazul în care vom oferi în sistem podcast și turul de la Sfântul Gheorghe, o vom spune și atunci că sunt 4 partide. Este gol! Nu! Este offside! Este gol! Stați să vedem, că încă nu știm. Mingea a intrat în poartă, de Beliuh a marcat, dar de la margine s-a ridicat fanionul. Nu avem gol în Giulești. A fost o reluare a lui de Beliuh. Șepși a atacat pe partea dreaptă, o minge trimisă foarte bine pentru Ștefănescu în primă fază, apoi centrarea lui Andres Dumitrescu de pe partea stângă, reluată cu capul de Gabriel de Beliu în plasă, fără șanse pentru a Ioani, dar de la margine s-a ridicat fanionul. Într-adevăr, poziția de offside în care se afla Marius Ștefănescu în momentul în care a primit balonul pe partea dreaptă, de acolo a plecat faza
de atac a Covăstenilor. Da, golul este anulat, 0-0 în continuare între Rapid și Șep și dar giuleștenii, sincer, trăiesc periculos pe acest final de meci. O nouă șansă pentru Șep și dar din nou de la margine, poziție de offside semnalizată acolo. Tot mai multe voci din tribune strigă demisia. E clar, va fi o seară dificilă pentru Bergodi și pentru jucători după finalul partidei cu Șepși. Indiferent de ce se va întâmpla, Rapid nu se regăsește pe acest final de meci dominat clar de Șepși. Se vede în continuare înfrângerea din etapa trecută cu CFR Cluj, a lăsat urme foarte, foarte adânci în moralul giuleștenilor, care nu se regăsesc nici în aceste ultimele partide ale confruntării cu Șep și Sântu Gheorghe. 3 minute n-au mai rămas din cele 6 adiționale arătate de la margine. Ultimele 3 minute poate pentru Cristianu Bergodi pe banca giuleștenilor, însă tot ca și o părere personală, o schimbare de antrenor în momentul în care mai sunt 6 runde până la finalul acestui campionat, mi se pare așa un pic ne la locul ei, dar cert este și e clar faptul că Rapid nu se regăsește în ultimele etape și obiectivul, clasarea pe poziția a doua a play-off-ului, este în pericol. În acest moment ar fi 2 puncte între Rapid și CFR Cluj și Universitatea Craiova, ambele cu 31 de puncte, cu 5 etape rămase, cu 6 etape rămase până la finalul sezonului, iar în runda următoare FCSB o așteaptă pe Rapid pe Arena Națională și sunt sigur echipa lui Haralambos vrea să răzbune înfrângerea din ultima partidă directă, acel 0-4, sau poate nu. FCSB, și dacă pierde cu Rapid, tot va câștiga Superliga în acest sezon, doar dacă ar pierde următoarele încă 4 partide și una dintre urmăritoare, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Farul sau Rapid, le-ar câștiga pe toate, atunci am putea asista la o adevărată minune. Au trecut 4 minute și 30 de secunde din minutele adiționale, 90 de secunde așadar până la finalul partidei din Giulești. Ne îndreptăm spre al patrulea 0-0 dintre Rapid și Șep și consecutiv, repet, aceasta ar fi informația cea mai importantă de la această partidă. Este gol! Bergodi! Cred că își trăiește ultimele secunde pe banca Rapidului. Gabriel De Beliuh marchează pentru Șepși în minutul 90 plus 5. Stupoare în loja conducerii rapidiste și în tribune. De Beliuh marchează, iată, nu mai așteptam sincer acest moment. Gabriel De Beliuh punctează golul său cu numărul 5 în acest sezon. O acțiune de atac din nou pe partea dreaptă. Andres Dumitrescu i-a trimis o minge excelentă lui Marius Ștefănescu. Acesta a centrat din alergare, iar De Beliuh a trimis mingea în poarta lui Ioani, scăpat de sub marcajul lui Paul Iacob, aflat undeva la 3-4 metri în spate. Gabriel De Beliuh a șutat și l-a învins pe Marius
Mariana Ioani. Așadar, Șepși marchează în Giulești și în acest moment face 27 de puncte. Se apropie la un singur punct de Rapid, iar giuleștenii au 3 puncte față de locurile 2 și 3, 3 puncte în minus, iar noaptea va fi una agitată cu siguranță. O șansă acum reluarea lui Hromada, reluarea reținută foarte bine de Roland Nițui și fluier final în Giulești. Stupoare! Rapid pierde în fața lui Șepși Suntu Gheorghe, golul marcat de Gabriel Debeliu în al cincilea minut adițional duce toate punctele la Suntu Gheorghe, iar în Giulești sunt din nou probleme, sau oare când nu au fost. Sunt Vlad Podar, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară plăcută, la revedere!